a fericitului și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, a lui să fie cinstea și puterea veșnică. Amin. Amin. Să vă binecuvinteze Domnul, fiind o slujbă de binecuvântare pe cei mari și pe cei mici. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul, cum scrie la Psalmul 115. Aș vrea să privim în Scripturi, gândindu-vă fiecare la cei apropiați, la familie, sub titlul Fericește-ți familia. Fiind vorba de fericire, ar fi deprisos să întreb cine nu vrea să fie fericit. Toți vor să fie fericiți. E ceva normal să fim fericiți, să dorim să fim fericiți, fiind creați de un Dumnezeu fericit, creați după chipul Lui. Scriptura ne învață, citesc din Psalmul 34, cine vrea să aibă parte de zile fericite? Toată lumea. Da, dar tema din această seară vizează nu doar cum să urmărești fericirea proprie, și repet, cum să-i faci fericiți pe ceilalți. De altfel, este o utopie să vrei să crezi să fii fericit numai tu și la să fie nefericiți. Unii cred asta, dar nu este cu adevărat fericire. Spunea Solomon, citesc din Cartea Eclesiastul, din capitolul 4, și-a constatat el, m-am uitat apoi cu blasupirile care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă sâlnicii asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Dar ce crezi că acei asupritori sunt fericiți? Un bărbat după ce își bate nevasta sau după ce o înșală, credeți că este fericit? În acest context scria Solomon versetele care urmează și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii. Dacă cei ce trăiesc nu vor să-i fericească pe ceilalți, sunt mai fericiți cei ce nu trăiesc. Sau spunea el în versetul următor, cei ce nu s-au născut. De eu cred că dumneavoastră sunteți oameni care gândiți normal și vă interesează subiectul cum să-i fericești pe ceilalți, știind că citesc din cartea Ieremia, capitolul 29, fericirea noastră, dacă depinde și de ce se întâmplă în localitate, da, de ce se întâmplă în casă. Spunea profetul aici, într-o adresă către cei duși în rob în Babilon, 29, versetul 7, urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie, rogați-vă Domnului pentru ea, căci fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Dacă intră nădlacul în carantină, sunt toți în restricții, nu? Dar dacă cei din casă au probleme, atunci nu se răsfrâng și asupra noastră? De aceea aș vrea să abordăm acest subiect, gândindu-vă fiecare cât e de egoist, unii gândindu-se la ei, alții gândindu-se la alții. Cum să-i fericești pe ceilalți? Poate unii mai să-i fericești pe ceilalți că o să fiu și eu. Sau alții mai cu lepădare de sine se spună, vreau cu adevărat să-i fericești pe ceilalți. Și asta să-mi fie satisfacția vieții, că spunea Apostolul Pavel, fapte 20:35, pentru cine înțelege ce a spus Domnul, e valabil ce scrie acolo. E mai fericit să dai decât să primești. Haideți așadar să ne uităm așa de unde începe familia, începe cu soț, soție, copiii vin apoi. Cum să-ți fericești soția, cum să-ți fericești soțul? Și când mergi acasă, întrebați pe celălalt. Sau amintiți-vă, ți-a zis vreodată nevasta că ai făcut-o fericită? Bărbatul cât ar fi de sec la vorbe, măcar cu alte cuvinte, dacă nu, ți-a spus vreodată că l-ai făcut fericit?
scrie Solomon în cartea Proverbele, citesc din capitolul 18, versetul 22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericire. Deci cine l-a fericit pe bărbat? Nevasta după ce a găsit-o, nu? Așa că, băieți, când aveți în plan să vă căsătoriți, să vedeți. Nevasta asta este în stare să mă facă fericit? Dacă e bună, este în stare. Dacă nu mai e frumoasă, scrie undeva în Biblie că nevastă frumoasă face bărbatul fericit? Asta așa, dacă rămân numai în poze. Că poze nu rezultă dacă e bună, deși s-ar vedea cumva pe față, dar dacă e frumoasă. Dar de partea noastră, ca bărbați care sunteți familiști, aveți gândul acesta? Spune Scriptura în cartea Deuteronom, la capitolul 24, era o prescripție în lege, versetul 5, când un om va fi surat de curând, să nu se ducă la oaste și să nu pună nicio sarcină peste el, să fie scutit din pricina familiei și dacă ne-am oprit aici, îmi spune, o să fie el fericit, nu? Nu meargă pe front. Da, textul spune să veselească astfel pe nevasta care a luat-o, să stea acasă, nu așa să n-aibă el lupte, ci să fericească pe cea pe care a luat-o, să se fericească unul pe altul. Dreptul e că uneori unii se nefericesc. Zicea Solomon, mă întorc la Eclesiastul, capitolul 8, și vă citesc versetul 9. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Ce tristețe! Nu cred că vreo fată s-ar mărita în felul acesta, se gândească la faptul că băiatul care o ia vrea să o nefericească și să o nenorocească. Și nici ceilalți de partea lor. Dar ce să faci ca să îți fericești bărbatul și respectiv nevasta? S-a citit din Psalmul 128, revin la el, scrie aici de la versetul 1, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Așa ești fericit și îți merge bine și nevastă ta acolo în casă este fericită. Vei vedea fericirea Ierusalimului. Că dacă numai Dumnezeu este la originea fericirii, de unde se aducă nevasta când vine în casă fericire și de unde să o caute bărbatul dacă nu de la Dumnezeu, nu? Deci numai un bărbat în casă cât ar fi de bun dacă nu reușește să atragă binecuvântarea Domnului, lucrurile care vin de la Domnul, n-are cu ce-și ferici nevasta. Chiar dacă ar încerca sărmanul, că poate să-i dea una altă, dar la un moment dat se împuținează și se termină. Dacă nu dă Domnul, scrie în 2 Împărați la capitolul 6 că a strigat o femeie, Împărate, scapă-mă! El și-a rupt hainele, cu ce să te scapă? Și nu văzut s-a speriat, păi de sub de hainele regale avea un sac pe trup, postea că era foamete în țară, deci mâncau femeile copiii. Cu ce să fericim numai noi ca oameni? Și în capitolul următor scrie că s-a îndurat Dumnezeu de ei. Le-a dat pâine și a zis unul, nu se poate! S-a putut sau nu s-a putut? Așa că să știe unii la care le se pare că nu se poate și peste ei soarele fericirii n-are cum să mai ajungă, sunt într-o situație prea critică, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Avram și Sara erau în vârstă, n-a putut nici Avram să-i dăruiască vreun copil Sarei, nici Sara, lui Avram. Și Dumnezeu a spus, hai că ne putem imagina că
fost tare fericită și Sara și Avram când l-a dat, așa mi imaginez eu Sara în brațe la Avram, Avram l-a dat înapoi la Sara, poate să-l alăpteze, știi? Cum s-au fericit unul pe altul? Ei s-au fericit sau Dumnezeu așa să se fericească? Dumnezeu! Pentru că nu se poate fără El. Zicea Solomon, vă citesc din Eclesiastul, din capitolul 2, versetul 25, cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără El? Unii oameni nu vin la biserică, nu-L caută pe Domnul și caută singur fericirea. La ce adresă? În America. Nu zice poetul că-și fericirea, cerescul Cana, nu-i nici în America peste ocean. Nu-i nici la Ierusalimul acesta de jos. Noi ca români la Moscova nu mai căutăm, au căutat-o alții. Unde s-o mai căutăm? Nu este în bani, nu este în nimic. Dumnezeu le poate da și pe acestea după nevoi. Fericirea ține de stări interioare, de relația cu Domnul. Așa că, stimați tineri, tinere, mă gândeam, dacă mă adresez la familie, să vă prind și pe voi în lecția asta. Gândiți-vă înainte de a vă însura la fericire, dacă pe drumul vostru e la vreo bornă kilometrică acolo magazinul cu fericirea sau te duci în altă parte cu rezervorul gol și se arată peco la 100 de kilometri și tu numai numai 50. Ce faci? O să rămâi în pană. Da, mergând cu Domnul, cei doi se întâlnesc cu fericirea și la Dumnezeu totul în favoarea celuilalt, că e scris să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar în porunca asta pe care trebuie să-L iubești întâi, pe tine sau pe aproapele tău? Să-L iubești pe aproapele ca pe tine. Interpretați-o cum vreți. Dar în viața de familie, fericirea trebuie dată ca să o primești. Altfel, n-ajunge la tine. Doamne, dă-ne priceperea aceasta. Amin. Vă aminti de Avram și de Sara? Știți ce a spus Avram către Sara? A zis, uite, poartă-te cam așa ca să meargă mie bine. Și apoi Dumnezeu s-a îndurat și de Sara și a cruțat-o de ceea ce putea să-i se întâmple. Trec mai departe. Cum să-și fericească părinții copiii? Să întrebăm pe o mămică care a trudit și știu că mămica asta nu i-a fost ușor. Și la alte mămici, nu? Noi bărbații știm așa, din auzite, din ce ne povestiți, din ce e scris. Dar avem și noi, ca bărbați, partea noastră, ca tați, în care ne gândim în rolul de părinte. Astăzi îmi spunea o soră, numai mamă să nu fii. La care eu am zis, da, dar acum eu sunt și mamă, că a mei copii nu mai au mamă. Dar ce poți face pentru copii ca să-i fericești? Poți să-ți fericești copiii? Vă citesc din Proverbe, din capitolul 20, versetul 7. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, fericit de copiii lui după el. Iată ce poți face să fie fericiți copiii. Ce înseamnă să fii neprihănit? Scrie în, Luca 1:6 că Zaharia și Elisabeta, că amândoi ar fi bine să fie așa. Unul să-i fericească și unul să-i nefericească. Și atunci să fie copiii tare atenți, când umblă pe la soare, când pe la umbră. Dacă numai tata sau mama sunt credincioși. Amândoi erau neprihăniți, spune textul sfânt, și păzeau fără pată toate poruncile și rânduielile Domnului. Asta ar fi starea de neprihănire. Evident, Domnul ne-o dă, dar n-o păstra să ținem cont de ceea ce Dumnezeu ne-a prescris în cartea aceasta. Asta e un mare dar ce poți să-l dai copiilor tăi. Și să ne gândim la modul cel mai practic. Dacă cei doi sunt neprihăniți și nu se ceartă, dacă în acea familie este o atmosferă de pace, fiecare slujește în favoarea celuilalt, când întâi se fericesc unul pe celălalt, știi? Și apoi e din oficiu că se vor ferici și copiii, va fi o plăcere să crească acolo. Știți ce traumă au copiii când se ceartă părinți? Dacă, Doamne ferește, să se mai și bat, sau unde se ajunge la situația critică de divorț. Copiii
sunt frustrați de copilărie, de pace, de fericirea care și-ar dori-o pentru a crește într-o stare de normalitate. Dacă Dumnezeu v-a dat copii și când vă dă primiții, că sunt o binecuvântare de la El, spune psalmul anterior, atunci încercați să trăiți frumos. Spune David, vă citesc din psalmul 101, referitor la viața de familie, versetul 2, mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită, voi umbla cu inimă fără prihană în mijlocul casei mele. La biserică toți sunt pocăiți, nu? Dar copiii sunt acasă. Mi-am amintit, povestea cineva că s-au dus cu un copil și s-au sculat dimineața după ce au găzduit într-o familie să plece acasă, locuia în altă localitate. Copilul somnoros dimineața, n-a știut el cu ce să motiveze, mai să stea în pat, a zis, eu nu mai vin cu voi că vă certați. Și părinții au avut un moment de reflexie, băi, ne-a făcut de rușine copilul, familia asta, dacă lor au auzit ce zice. Ei ar fi trebuit să se gândească ce se întâmplă la ei acasă, că ce folos să faci curat numai când ai musafir, nu? Atunci măcar să vină mai des. Dacă tu acasă îți permiți să trăiești în mizerie, în ceartă, în supărare, atunci, dacă numai de sărbători, e bine să înființăm mai multe sărbători. Să facem cumva să fie bine. Da? Spune acela Solomon în aceeași carte a Proverbelor, în capitolul 14, versetul 26, cine se teme de Domnul, așa începea și psalmul nostru, are un sprijin tare în el. Și copiii lui au un loc de adăpost la el. Să știți că există un principiu la Dumnezeu pe care l-a rostit cu gura lui și l-a scris cu mâna lui. Vi-l citesc din Exod 20. Este conținut în porunca a doua. Versetul 4 la 6. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo altă înfățișare, deci nici o idolatrie, să nu te închini, să nu le slujești, căci eu sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. De ce numai până la al treilea și al patrulea neam? Și vă rog să observați că psalmul nostru exact aceeași perioadă de timp o surprinde, când scrie în 128, să vezi pe copiii copiilor tăi, al treilea, junior până la al patrulea neam. Părinții mei zile trecute au devenit străbunici. Pentru că numai atâta poți tu să guști la rândul-ți durerea, dacă ai nefericit pe cineva câtă vreme trăiești. Că după aceea tu nu mai resimți durerea urmașilor tăi. Deși se poate întâmpla și așa. Vă amintiți unde scrie că părinții noștri au păcătuit, ei nu mai sunt și noi le purtăm pedeapsa și păcatele? Se plângea profetul. Da? Iată așadar acest principiu enunțat de Dumnezeu aici, reluat în Exod 34:7, și să știți că Dumnezeu ce spune, așa este și așa face. Deci, ca să nu fie pedepsiți urmașii tăi, ci să-i fericești, trăiește frumos. Doamne, ajută! Hai să vă dau câteva exemple din Biblie. Ce înseamnă să îți fericești urmașii? Și exact cum am spus, citit acolo, că până la al miilea neam, știți că Dumnezeu a iubit pe evrei și tot le-a amintit de Avram, Isaac și Iacov. A trecut seră generație. Și scrie în Roman, la capitolul 11, să știți că acum, la urmă, Dumnezeu din nou o să se întoarcă spre evrei. O va face că are planul lui, dar o va face și datorită părinților lor.
11 cu 28, partea finală, în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Așa că cei ce ați avut părinți credincioși, mulțumiți Domnului pentru aceasta. Și cei ce sunteți părinți, faceți tot ce puteți pentru copiii dumneavoastră. E important asta. Vă dau ca exemplu pe Barzilai Galaditul, citindu-vă despre el în cartea a doua lui Samuel, capitolul 17, știți că a fost o vreme în care regele David, datorită vinovăției sale, a adus nenorocirea în casa lui, păcatul lui a adus. Și între altele, nenorocirea viza că trebuie să... A plecat de acasă, s-a îngăduit și a trebuit să-și părăsească tronul, cetatea lui David, a plecat plângând, disculț, și a trecut Iordanul înspre răsărit și scrie aici în 2 Samuel 17 cu versetul 27, când a ajuns David la Mahanaim, Șobi fiului Nahaș din Raba fiului Amon, Machir fiului Amiel din Lodebar și Barzilai Galaditul din Roghelim. Au adus ce a fost nevoie pentru administrarea oamenilor, mâncare, că ziceau, poporul acesta trebuie să fie suferit de foame, de oboseală și de sete în pustie. Și acolo a stat David o vreme, răscoala a fost respinsă și mai apoi spune Scriptura, vă citesc din 2 Samuel 19, de la versetul 31, David se pregătea să se întoarcă la Ierusalim, să-și reia tronul, poziția de rege. 19 cu 31, Barzilai Galadit s-a pogorât din Roghelim și a trecut Iordanul împreună cu împăratul ca să-l petreacă până dincolo de Iordan. Barzilai era foarte bătrân, în vârstă de 80 de ani. El îngrijise de împărat în timpul șederii lui la Mahanaim, căci era un om foarte bogat. Împăratul lui Barzilai, vino cu mine și te voi hrăni la mine la Ierusalim. Dar bătrânul a spus, de acum nici urechile nu sunt mai bune, nici gusturile, nici nu mai am atât nevoie de atâta. De acum mă pregătesc să îmi iau locul de odihnă lângă părinți. Dar dacă vrei să faci ceva, i-a indicat, cred că e vorba de băiatul lui, l-a dus la Ierusalim și spune Scriptura mai apoi, îi dă în grijă. Dun Împărați, capitolul 2, versetul 7, bătrânul rege David, lui Solomon, cel ce i-a urmat la domnie. Să te porți cu bunăvoință cu fiul lui Barzilai Galaditu și ei să mănânce la masă cu tine, că tot așa s-au portat și ei cu mine ieșindu-mi înainte când fugeam de fratele tău Absalom. Și poate unii n-au prins discuția asta. N-au fost la cunoștință, n-au luat cunoștință de evenimentele care vi le-am amintit. Și s-au și întrebat, de ce mănâncă aceștia la masă cu regele, doar nu sai lui, nu fac parte dintre suita lui? Eu le-o fi dat ceva funcție acolo. De ce? De la un tată. Și îmi spunea un frate din Bistrița care a avut un tată credincios foarte darnic. Că odată i-a zis așa întreagăt, oarecum s-a dus în discuție, măi, tată, tu nu ne-ai dat foarte multe, așa. Zici, tu ai avut în grijă și pe alții, n-ai ținut cont numai de noi. Și o zi, băi, copii, veți vedea voi cu vremea. Și o zi, băi, toți suntem binecuvântați și ne-am amintit și credem că asta ni se trage de la tata. Foarte important. Spunea David, citesc din Psalmul 37, versetul 25 și 26, am fost tânăr și am îmbătrânit. Că dacă trăim toți tineri, îmbătrânim, da? Dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Atenție! Nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. El întotdeauna este milos și dă cu împrumut și urmașii lui sunt binecuvântați. Familii care cresc copiii la binecuvântare. Să știți că noi ne trudim când ne rugăm să spunem cine vine mai frumos în minte, nu? Și adunarea spune amin. Dar e ceva ce ține de voi. Pentru a vă ferici copiii. Să nu ducă lipsă niciodată. Să fie ocrotiți,
feriți, să fie binecuvântați. Binecuvântarea nu e un act formal, nu e ceva ce ține de zodii, e ceva ce se întâmplă pe pământ. Aici cresc florile, aici crește spicul ce apoi se va răsfrânge cu recolta peste noi, nu între stele. De aceea, fie grădina casei noastre un loc unde se rodească bunăvoința, bunătatea, și asta să se răsfrângă la vreme potrivită peste copiii noștri. Îmi spunea cineva din județul Cluj, într-o noapte Domnul i-a dat un vis în care i s-a dat adresa unei adunări, nu era un local special ca acesta, s-a adunat undeva la o casă, nu era de mult constituită adunarea, și s-a spus, du-te acolo și nu mai se reține exact toate amănuntele, cumva acolo îl va cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu îi va vorbi. S-a dus, Domnul l-a cercetat și s-a pocăit. Și acum la serviciu discuta cu colegii cum a fost experiența întâlnirii lui cu Dumnezeu, cum în vis s-a dat adresa. Și un coleg îi spune, băi, dacă Dumnezeu vrea să mă mântuiască și pe mine, să-mi dea și mie adresa. Să visez și eu ca tine și dacă o să visez tot așa, ca tine fac. Trecut nopți, zile și colegul spune, băi, eu n-am visat, nu mă duc. Și fratele s-a gândit, măi, eu oare de ce am visat și colegul nu visează? Și-a amintit că tatăl lui a fost primar în ceva vreme, în timpul regimului, cred că era Antonescu sau cine era, cred că în perioada interbelică sau în perioada războiului, al doilea mondial. Când credincioșii erau persecutați și el era copil de vreo 5 ani, era cu tatăl lui și a venit un om și a zis, domnul primar sau birou, cum îi spunea atunci, nu știu, du-te că jandarmii bat pe un pocăit ce are sarmanul 10 copii, dă cu cizmele în el, du-te, scapă-l. Și primarul a zis, cu copilul ăsta și nevastă mea nu ia, ci nu știu cu cine să-l las, dar ia-l cu dumneata, că nu-i mic. Și s-a dus. Și primarul de autoritate, eu spun la jandarmi, băi, lasă-l în pace și tu du-te, părăsește comună. Dar fratele când s-a ridicat de acolo, s-a uitat și a zis, vă mulțumesc, și-a binecuvântat pe copil. Să dea Dumnezeu să se îndure de el. Asta vom face și noi aici. Dar fapta tatălui, a zis fratele, ei, vorba spusă de un om căruia tata i-a făcut un bine, cum scrie în Biblie că Dumnezeu și-a adus aminte. Știți ce a spus văduva din Sarepta către Ilie când i-a murit copilul? Avea ea o deducție cu oarecare logică. O să ai venit să-i aduci aminte lui Dumnezeu de păcatele mele? Că și asta e scris în Biblie. Că Dumnezeu își poate aduce aminte de ce ai făcut, cum scrie judecătorul 1. Că în vremurile când împărații nu era așa la o țară, un fel de primar fiecare era rege. Că s-ar numi poate și primare de acum rege, dar nu le permite legislația, nu? Și au prins pe alții așa de la ceva sătucuri în jur și boala lui să le taie des de cele mari de la mâini și la picioare și să-i pună să adune fărămituri. Imaginați-vă cum. Și-au venit evrei, n-au știut ce-a făcut el. Dar exact așa l-au ciuntit. Și povestea el zice acolo, cum am făcut, uite așa mi se face. Dar ți se poate face ție și copiilor tăi, în rău sau în bine, după cum te porți. Scrie, de exemplu, despre Gehazi, în cartea a doua a împăraților, în capitolul 5, că l-a prins vraja să spună o minciună, l-a împins lăcomia și profetul care avea greutate în cuvinte, că și când a blestemat pe niște copii s-a lipit și ce a spus aici s-a întâmplat pe loc. Zice în versetul 27, lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna, oricând s-o fi exterminat, cel puțin 3-4 generații o fi ținut lepra aceea de la părinți. Dacă va da Dumnezeu harul să fiți părinți, trăiți frumos, să fie binecuvântați, să nu ducă lipsă de pâine,
să-și aducă Domnul aminte de ei, să-i scape. Scrie în Biblie că tata lui Lot murise și trăia numai unchiul său. Știți cum s-a numit, da? Avram. Și când se vină pedeapsa peste Sodoma și Gomorra, și-a adus Dumnezeu aminte și de unchiul, da, dacă era tata. Dar oarecum unchiul l-a luat așa ca să fie ca un tată. Și l-a scăpat, spune Scriptura, din pricina lui Avram, pentru că e drept ce v-am citit din Romani, că sunt iubiți din pricina părinților lor. Vă citesc și ce spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 7, ca să nu avem în vedere numai lucrurile pământești, ca și o răsfrângere a binecuvântării, a fericirii, că ăsta e titlul. Fericește-ți familia. 1 Corinteni 7, versetul 14. Spuneam de a-ți ferici soțul sau soția și apoi copiii. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Deci iată cum l-a fericit, sfințindu-l. Se poate și reciproc. Nevasta necredincioasă e sfințită prin fratele. Almintirea copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Deci iată o binecuvântare care vine de la unul peste celălalt și peste urmași. Deci unde este măcar unul, Dumnezeu să se îndure și să lase să picure fericirea, neprihănirea și binecuvântarea, mărit să fie Domnul. Și asta să se vadă în plan material, în purtarea de grijă, în binecuvântarea Domnului, și ce e mai important, în plan spiritual, ca să fie mântuiți. Îi spune Dumnezeu lui Avram, dacă tot l-am amintit, citesc din Genesa capitolul 17 despre Ismael. Am putea spune că numai unul era credincios, nu? Avram. Și Ismael nu era băiat tare bun, că l-a disprețuit pe frate său care era mai mic. Spune ce versul 20, dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Îl voi binecuvânta, îl voi face să crească. Și vă rog să observați, spune finalul versetul 19, pentru așa, 20, dar cu prilajul meu te-am ascultat, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească, îl voi înmulți nespus de mult, 12, voi vos va naște. Pentru că a fost sămânța lui, spune Scriptura aici. Mulțumim Domnului pentru bunătatea sa care o are față de noi și față de copiii noștri. Acum, dacă aud copiii, cred că ar trebui să vă spună tata și mama sau fetele, băieții care sunt mai mari. Scrie în Proverbe 19:14, casa de averi și averele moștenim de la părinți. Să știți că moșteniți mai mult. Nu doar casă și avere, moșteniți un pachet genetic. 60 aproximativ sau și mai mult de boli sunt ereditare, dar se moștenesc lucruri spirituale prin binecuvântarea părinților, prin starea lor credincioasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze părinții. Amin. Și în al treilea și ultimul rând, deci am spus cum să-ți fericești soțul sau soția, nu-mi place să spun partenerul de viață, că partener acum are o expresie cam folosită cum vor unii. Mai degrabă spun două cuvinte, deși scum la vorbă, dar să iasă bine. Fericește soția, fericește soțul. Fericește copiii. Știți care ar fi cea mai mare nefericire pentru un copil? Să nu-l lasă să nască. Să nu-i dea niciun drept, dreptul la viață, care e fundamental. Dar apoi, dacă Dumnezeu ți l-a dat în casă și ți-a dat harul să fii părinte, fii un om prin care să se poată transmite fericirea. Amin. Acum mă adresez copiilor. Cum să-ți fericești părinții? Corect ar fi nu doar să întrebi pe tata și pe mama de la tine o să-mi vină fericire sau ce o să vină? Sau lepră, de asta păcătos. Să întrebi și tu pe tata și pe mama
ești fericită că mai pe mama care simte mai tare, nu? Iată ce vă citesc din Scripturi. Cartea Proverbele, capitolul 10, versetul 1 și câteva la rând. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, un fiu nebun este mâhnirea mamei. Tot Proverbe 17:21. Cine dă naștere unui nebun, nebunul nu-i fără minte. Să spună cineva, eu sunt copilul ăsta mea nefericit viața pentru că are un handicap. Nu mă lasă să se referă Scriptura. Ci la a fi neascultător, la a nu se lăsa îndrumat. Ăsta e nebunul din Proverbe, care nu vrea să facă numai cu știe el. Cum îmi spunea recent un tată care are doi băieți, cel mai mare 5 ani, când într-o zi spune ăsta 5 ani, tata, mie să-mi spui ce să fac cum vrei tu, nu cum vreau eu. Și spune tata, măi, pentru prima dată, zice, m-a pus în încurcătură, a fost numai prima. Și l-am luat deoparte să-i explic, băi, băiete, uite de ce eu vreau să spun să fie așa și așa, să cântărim. Rămâne cum zic eu sau cum zici tu. Și spune tot aici, versetul 25, un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune cele care născut. Sunt și alte versete în privința asta, cum zice în 23:22, nu ne socoti pe mamă ta când a îmbătrânit. 24, tată cel neprinit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură, e fericit, nu? Sunteți bucuroși, fericiți când îi vedeți cum slujesc aici. Când au rezultate bune la școală, când sunt mai mari, dacă sunt muncitori și dacă sunt pocăiți în primul rând, că altfel numai pentru viața asta e prea puțin. În Luca, în capitolul 11, scrie ceva despre Domnul Iisus și mama lui. Versetul 27, pe când spune aceste vorbe, o femeie din Orod a ridicat glasul și a zis, ferice de Maria, nu? De pântecile care te-a purtat. Nefericită o mamă, deci vede copilul, că seamănă cu Domnul Iisus, că așa e rânduit, scrie în Romani 8:29, să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Și să spună o mamă, fiul meu e frate cu Domnul Iisus. Păi, fii tu întâi soră cu Maria. Și să se răsfrângă ceva, că era o fecioară, cum era Iosif, logodnicul ei, un om neprihănit. Că n-a fost numai Iisus acolo. A fost și alți 4 băieți, nu? Știți cum îi chema, nu? Iacov, Iuda, Simon, Levi și toate surorile, la expresia toate, putut să fie 3. Au fost 8 copii în total, cel puțin, nu știu, mai mult. Da? Deci copiii pot să-și fericească părinții prin comportamentul lor. Dar când sunt așa cum avem pilda aceea cu fiul risipitor, atunci se amână fericirea pentru mai târziu. Mi-amintesc că spus un tată care avea un copil care a început să fie cam răzvrătit, zice unuia mai bătrân, uite ce mă nefericește copilul ăsta, și cel mai bătrân cu experiență, aia ți-a fi fericirea mai mare când s-a întoarce. Ia bunul Dumnezeu să se întoarcă unii. Am avut o experiență interesantă zilele trecute, m-a sunat un păstor din Europa, că nu știu în ce împrejurare a ajuns la ei. Am făcut eu referire la un eseu care l-a scris cumpa mea, sub titlul Diamantul pierdut și regăsit, când am avut noi un episod din ăsta cu un băiat. Și fratele mă sună, spune, frate, noi de astăzi am început 40 de zile de post, pentru că în biserica noastră, o biserică mare, am făcut inventarul la toți care s-au rătăcit, la toți fii risipitori, și au găsit 243. Și acum intra un post pentru ei și au spus, dar mesajul ăsta, zicea dumneatale, nu m-a sosit nici ieri, nici pe mâine. Exact în ziua în care am început noi ca să ne dea credință. Fie ca și copiii care n-au făcut fericire până la un moment dat, să facă măcar la vremea întorcerii lor. Cum îmi amintesc că am fost la un botez în județul Bihor, acela Avrameancu, și s-a botezat unul pe la 40 și ceva de ani și zice fratele slujitor,
Ei, de-ar mai trăi mama lui să-l vadă, cât a plâns pentru el. Da, dacă va rămâne credincios la învierea celor neprihăniți, atunci e ziua lor cea mare, când se va vedea cine rămâne să fie fericit, cum zice, fericit și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Așa că, dragii mei, încercați să vă fericiți părinții, că au trudit până aici. Îmi spunea recent, duminica trecută eram la o binecuvântare în județul Hunedoara și fost la masă cu cele două familii care aveau familia asta tânără cu copilașul și spune un tată de la una dintre familii, ci eu n-am avut probleme cu copiii. Și mi-a spus, zic, de nu te-ar auzi satana, ca nu cumva să vină și să te atace. Încrede-te în Domnul pe mai departe, fă ce poți pentru asta. Că se poate întâmpla, ascultați-mă, cea mai mare nefericire pentru un părinte nu e doar când cineva nu se pocăiește sau nu-i pocăit, ci când se căsătorește aiurea. Vă dau un exemplu despre o mamă care a fost nefericită datorită căsătoriei copiilor ei, a unuia de fapt. Genesa 27 cu 46, Rebecca a zis lui Isaac, m-am scârbit de viață. Din pricina fetelor lui Het, dacă Iacov a luat asemenea nevastă între fetele lui Het, dintre fetele țării acesteia, la ce mai este bună viață? Amărât. Deși s-a rugat 20 de ani după copiii aceștia, că Domnul Isaac s-a rugat și ea. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să vă dau cheia comună, așa cum ne-o recomandă textul nostru și alte referințe scripturale, cum să-ți fericești familia. Și repet, să ne fie clar, nu neapărat în seara asta să nu fie mecanic și nu neapărat aveți obligativitatea să o faceți că spun eu, dar fi bine. Ori să întrebi, ori să te cercetezi. Eu pe ceilalți din casă i-am făcut fericiți? Care e contribuția mea la fericirea celorlalți? Azi împărăteasa din Seba de Solomon, fericit de cine stă în casa asta, măi, dacă nu altceva, numai să te audă cum vorbești. Cum vorbești tu, fericești pe ceilalți? Sau strigi? Ieri mă suna o soră și îmi spunea, parcă a fost mai blând înainte. Dar când m-a pus să-l întreb ceva, uneori femeile vor detalii, vor să discute, nouă ni se pare cam sus, scurt. Strigă. Păi, în felul ăsta nu se fericește, se nefericește. Întrebați-i pe ceilalți, ce pot face ca să fiți fericiți? Acum și în timp. Iată așadar ce spune psalmul citit, 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale și doar pentru casa ta muncești, nu? Ești fericit și îți merge bine și acolo e și nevasta și la copii le place să stea. Am întâlnit copii care abia apucă să se evadeze. Îmi amintesc că m-a dus odată să duc niște bani la o femeie, să zic soră, nu știu. Și bărbatul era plecat la muncă, așa, câteva luni, am fost prin țara aia, am dus și zic, o să vină și el, nu știu când. Și ea zice, i-am zis să mai stea. Mi s-a părut că mi se face rău. Mi se părea mult câteva zile. Acum a plecat scumpa mea de mai mult de un an și mi-e tare dor de ea. Și să poată să vină bărbatul acasă și să nu vrei să vină. Sau cum spunea cineva din Maramureș, că lucra la pădure și nu era cu telefon atunci, poate nu era semnal în pădure, eu scris la nevastă și o să ia, suntem cazați la o cabană și e așa de frig aici, nevastă e lângă un izvor, dar
E așa de fric, dar el a vrut să spună, să zic ea să vină acasă. Și abia aștepta scrisoarea de lea și ea scrie, băi, mutați-vă o cabana lângă alt izvor. Ei, zice, dragă de ea, nu înțeles că în casă e cald, afară e frică, e iarnă. Vezi dacă ți-i fericești pe ceilalți. Dar ascultați-mă bine, rețeta fericirii, n-am inventat-o eu, nici nu o desfințez eu. Ea există, e statuată în Scripturi. Și vă citesc, scrie în Cartea Deuteronom, la capitolul 6, versetul 1. Și vă rog să observați că aici e vorba de familie, strict de familie. De aceea, după ce au ajuns în țară, Iosua le-a spus, viața se ia pe familie, eu și casa mea. Și fiecare și casa lui, iată porunci, legi și rânduiele pe care a poruncit Domnul Dumnezeu să vă învăț să le împliniți în țara pe care vă lua stăpânire. Să te temi de Domnul, ferice de omul care se teme de Domnul. Fac aceea o paranteză, știți ce-i temerea de Dumnezeu? Că mai scrie că asta e începutul înțelepciunii. Că numai din acel moment devenim noi cuminți. Adică atunci când ținem cont de ce zice Dumnezeu, când suntem conștienți de prezența Lui, dacă ar fi Domnul Iisus musafir în casa, am trăit ceva mai frumos, nu? Poate. Din respect pentru Domnul, să fii conștient că te vede, să-ți aduci aminte ce a spus, care e părerea Lui, auzi? Să te temi de Domnul cum? Păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău, fiul fiului tău, ăștia pe care vrem să-i facem fericiți, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă, dar Israel, și caută să le împlinești. Ce scrie mai departe? Ca să fii fericit. Da? Va să zic că numai așa putem fi fericiți, dacă ținem cont de ce a zis Dumnezeu, așa și numai așa. Că Solomon, bietul, a vrut să încerce altfel, a zis, hai să încercăm cu nițică nebunie. Dar în același timp să fiu înțelept, a reușit ceva. Scrie că l-a apucat o mare deznădejde și fericit și deznădejduit deodată nu se poate, ori una, ori alta. Și voi cita imediat din Eclesiastul, dar vreau să vă arăt aici strict, e vorba de viața de familie, ca să fii fericit. Vestu 6 și porunci, acest pe care ți le dau astăzi, le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, iată rețeta fericirii, cum să-ți fericești copiii. Tu, în primul rând, să trăiești în felul acesta și să-i înveți și pe ei. Doamne ajută! Să le vorbești acasă, când pleci, când te întorci, să le scrii pe pereți, pe unde știi, să le intre în cap. Și tu să le ai în inimă, că lor deodată numai în cap le putem băga. Deci, adică cel puțin să le rețină. Dar dacă tu le ai în inimă și te văd că tu le trăiești efectiv, Doamne, dă-ne priceperea aceasta, să fericim pe cei din jur. M-au zis unii spunând pe câte o soră, dacă aș avea și eu bărbatul pocăit, mă gândesc la altele, cât de fericit eu ar fi cu bărbatul pocăit. Nu? Și sper să nu fie vreuna cu bărbatul pocăit să spună că nu e așa, cel puțin cu a mea nu e așa. Să vorbească prin credință, să spună, mame, o mai greșit, dar are în plan să mă facă fericită. Nu a reușit el, dar ăsta e planul. Spunea Solomon, ziceam că vi-l amintesc și am încheiat, Eclesiastul, capitolul 8, versetul 12. Deci nu cumva să caute cineva fericirea pe la vecini. Fericirea poate să vină la el acasă, dar numai Domnul o poate aduce. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori rău și tot încearcă și într-un fel și în altul, da? Și stăruiește multă vreme în el și Dumnezeu ne-o îngăduie. Eu știu, și știu și eu, și trebuie să știm toți, că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. Asta e rețeta. Fericește-ți familia,
printr-o relație bună cu Domnul, prin a te teme de El, ai sluji și în felul acesta vei fi fericit și tu în mijlocul casei tale și să fie pacea peste tot Israelul, să vezi pe copiii copiilor tăi fericiți și să-i vezi fericiți în Împărăția Sfântă, să vă întâlniți cu toții acolo unde e adevărata fericire, la adevăratul și veșnicul fericit Dumnezeu, a Lui să fie slava în veci. Amin. Amin.